Internetul, ce ne-am face noi fără el? Un loc minunat unde se găsesc tot felul de ciudați. Că veni vorba de ciudați, bă, voi ați auzit de ASMR Challenge? Sau ASMR pentru snobi? Mai pe românești există niște unii care vorbesc în șoaptă la microfon. Ceva de genul. Da, nu știu ce ar trebui să zic mai departe, e ok. Sau scot diferite sunete cu diferite obiecte sau din gură. Iar treaba asta în mod normal ar trebui să te relaxeze. Și nu neg asta, dacă treci peste cringe-ul ăla extrem de mare din punctul meu de vedere, e posibil să te relaxeze. Bine, treaba asta trebuie făcută și cum trebuie și diferă de la om la om. Spre exemplu, la mine nu funcționează. Doar pentru simplu fapt că nu pot să mă uit mai mult de 2 minute la așa ceva, adică mi se pare extrem de ciudat. Nu mă relaxează, din contră, mă face să mă simt inconfortabil ca dracu. Poate sunt eu de vină. Nu știu. Unde vreau să ajung cu treaba asta? Că în ultimul timp a cam luat amploare și din ce în ce mai multe femei se apucă de așa ceva. Doar că trendul ăsta devine ușor porno. O să vedem imediat despre ce e vorba. A, da, și în caz că nu v-ați dat seama, dacă vă uitați la video ăsta fără căști, vă uitați degeaba. Deci faceți rost de niște căști ca să înțelegeți ceva din tipul ăsta. Sau să simțiți ceva, cică, da, în fine. Și o să le pun și eu pe cap și hai să ne clătim ochii și urechile cu ceva extraordinar pe pământ din punctul meu de vedere. Nu. Hey. It's me. ASMR. Darling. Thank you guys. I'm very excited about this. 10 triggers just for you to help you fall asleep and to help you relax. Yay! Să ne relaxăm! Hai să ne relaxăm! Deci treaba asta ar trebui să ne relaxeze? Și voi vă întrebați ce dracu se întâmplă, că eu nu prea... Ai, că nici n-a scos borcanul cu spermă. A? Asta probabil are un frate mai mic sau un prieten ciudat. Îi folosește borcănașul ăla pe poste, știi? Poate pune la 10 metri distanță și el încearcă să o bage în coș. Sau, mă rog, în borcan. Borcan de 3 puncte. Stai pe zea că a adus și borcanul cu apă. Și pentru treaba asta e nevoie de un borcan mai mic. Ce e prea mare, deranjează, stric acolo, că... Hai, facem și așa, punem și așa și luăm apa, încercăm să o prindem. Și bag o mozla de păr. Mai întâi îl pupăm puțin ca să... Și bag un moz de păr în borcanul cu apă. Să trecem peste. Da, treaba asta nu e pornă sau ceva, aparent lumea văd că apreciază, adică în caz că vă întrebați, s-au uitat aproape 20 de milioane de oameni la treaba asta. Oricum, trecând peste cringe-ul ăsta, hai să mai vedem și alte persoane care practică această, nu știu, artă la dracu. Frățioare, uite milful și începe. Astăzi e vorba despre mine și somnul meu. Ok. Dați-mi voie să... Ok. Acum mă simt mai relaxat. Bine, acum fie vorba între noi, bă, femeia arată bombă. Adică poți să înțeleg că te uiți pentru ea, nu te uiți la ce face ea, te uiți doar pentru ea. Asta mai degrabă poți să o înțeleg. Totuși, hai să continuăm să vedem cum ne relaxează și cum ne face să adormim sau ceva, că na, ne e somn și vrem să ne băgăm la culcare. Am înțeles, ne dăm cu niște ulei și pe țâțe, dacă se poate, așa, mai jos puțin să... Și faptul că asta se dă cu niște ulei pe țâțe ar trebui să mă facă să adorm. Din contră, parcă mă trezește puțin. Cu grijă așa, știi, ca să nu... A, ne ridicăm iar. Ok.
Nu știu dacă observați, dar știi, a, nu cred că mi-am găsit poziția perfectă, mă dau acum, acum e perfect, se vede? Am înțeles. Totuși mișcarea asta e, pare că o face cu o dexteritate, știi, nemai întâlnită cumva. Aoleu, ce a fost sunetul ăla? Ne pupă acum și ne face și așa. Am înțeles. Și oamenii normali, gen, se uită la... Hai că a scos și tastatura. Ce se întâmplă acum? Am înțeles. Super! Ce tastatură frumoasă, nu? Da! Revenind pe YouTube de pe Pornhub, că pare că am fost puțin plecați pe Pornhub, dar ne-am întors pe YouTube. Am mai dat de una frățioare, deci la fel, femeia arată bomb. Și vrea să ne relaxeze, apare și asta, vrea și asta de acum care, adică toată lumea vrea să ne relaxeze, e pe bază de, nu știu, să ne simtem bine, vorba aia. Și femeia s-a gândit la o chestie, vă las să vedeți. Deci așa, da, e ce trebuie. Asta e clar. Deci astăzi are periuța de dinți la ea și pasta de dinți tot la ea. Cum am mai zis, femeia vrea să ne relaxeze și s-a gândit să facă următoarele. În spate acolo parcă e puțin murdar, știi, dă-i așa un pic acolo în spate, dă-i mai bine, știi, adică, da, nu? Așa, așa. Dă-i, dă-i că e bine, dă-i cum dracu. Stai, ce? Exact! Și frățioare, asta se spală pe dinți timp de 11 minute la dracu și nu se întâmplă nimic altceva. Și cine dracu se spală timp de 11 minute pe dinți în continuu? Cred că din proprii dinți de la dracu a făcut pastă. Și dacă există cineva pe pământul ăsta care s-ar uita timp de 11 minute la asta cum se spală pe dinți și s-ar simți relaxat, dă-mi voie să-ți spun că ești un ciudat. Ce dracu e neregulă cu lume? Nu știu, doar eu sunt puțin mirat de așa ceva. Poate sunt doar eu de vin, dar... Wow! Dar credeți că totul se oprește aici? Nici pe departe. Dacă încă nu te-ai simțit relaxat după treaba asta, tot tipa asta mai încearcă o chestie și anume... Până aici e bine. Până aici e frumos. E chiar foarte frumos. Și se aude inima aici prost. Și asta e tot. Nu vorbesc cât se poate serios, asta e tot. Videoclipul ține 21 de minute. Timp de 21 de minute, în caz că, nu știu, n-aveți ceva, altceva mai bun de făcut cu viața voastră, puteți să-i ascultați lui asta inima și să vă simțiți relaxați. Atât. Asta se întâmplă timp de 21 de minute. Îi ascultăm lui asta inima. Stau așa și mă întreb acum, ce dracu e neregulă, bă, cu unii dintre noi? Nu, serios, deci... Ce pana mea? Totuși, revenind la milful nostru blond, are ea un video. Din păcate și-a luat restricție de vârstă. Cred că dacă o să-l prezint, o să-mi iau și eu restricție de vârstă. Dar nu pot să mă abțin să nu vă arăt niște imagini. Măcar acolo 5 secunde să fie. Sper să nu-mi iau restricție de vârstă. Sunteți pregătiți? Ajunge. Stop, 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 stop. Pare că am greșit site-ul, nu cred că, sigur e YouTube. Da, aparent YouTube e, am înțeles. Și-a luat femeia microfonul ăla cu două mâini așa și-a pus gura cu o dexteritate nemai întâlnită, jur. Plus că femeia are și jucării prin casă. Jucării destul de, ha? Deci eu o să închei aici, e peste puterile mele. Și nu știu ce să mai adaug. După cele văzute, nu cred că mai pot să adaug nimic. Dacă vreți să vă simțiți și voi relaxați, căutați ASMR pe YouTube. O să vă simțiți relaxați. Treaba asta, cum au zis și ele, ar trebui să te ajute să dormi. Dar te ajută să te trezești. Acum, poate, nu știu, sunt eu de vină, poate știi treaba asta, într-adevăr, la unii funcționează.
Ne auzim data viitoare. Salut!